că mă neagă trusea. Mai încearcă mă de la ușor, mă ușor, dar ce, nu sunteți gata? Ei, ho, că doar ce-am tămâia colaci. Lecții de dicție, zeci de ore de repetiții și foarte multă pasiune. Acestea ar fi doar câteva din tainele ce stau în spatele unei piese interpretate cu profesionalism de niște actori amatori. Sunt cadru didactic la grădința Peștișorul de Aur. Și cum v-ați gândit să deveniți în part-time și actor? Fiind un vechi colaborator al Bibliotecii Pontus Euxinus, de aici am avut informația și nu am scăpat sub nicio formă acest lucru. Pentru mine zi cu zi e, cum să mă exprim eu, teatru. Deci, de când mă trezesc dimineața până dorm, e un teatru pentru mine. Deci, și în timpul când mă îmbrac. Sper să iasă bine la sfârșit, când vom finaliza această mică scenetă. Vom vedea fiecare aplauzele care le vom primi. Cel care le-a îndrumat pașii este la tip, un tânăr ce promite în acest domeniu. Au fost foarte receptiv, m-am bucurat că în acest oraș am găsit adulți care și-au rupt din timpul lor și au venit să ne jucăm de-a teatrul. Sunt foarte receptivi, n-am făcut numai teatru, am făcut și ce ține de teatru, adică tot felul de exerciții de dicție, de concentrare, de atenție. 10 actori, printre care și bibliotecarul Gabriela Roșca, promit să surprindă plăcut publicul ce va participa la premieră. În trupa de teatru s-au adunat 10 actori amatori. Sunt oameni de la noi din Năvodar care lucrează în diverse domenii, sunt învățători, profesori, ingineri și de alte domenii și toți vin cu foarte mult entuziasm aici la bibliotecă să repete pentru spectacolul de teatru care în curând va debuta. De cât timp repetați? Repetăm de luni bune. Premiera spectacolului va fi în luna octombrie. Intrarea este gratuită, așa că iubitorii de cultură au prilejul să se delecteze la un spectacol de calitate.